Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri, 2 noiembrie, o zi care, zic eu, se va, adică nu zic, se anunță deja foarte frumoasă, cel puțin încă de la începutul ei, mai ales că în perioada imediat următoare o să mai avem așa încă vreo 2-3 zile de cald, de frumos, așa până pe un marți, da? Până marți, ascultați de la mine, temperaturi ziua peste 10 grade Celsius. Adevărul e că în perioada asta e de răcit, nu? La greu. Cu schimbările astea de temperatură, când așa, când așa, e oameni buni. Dar nu-i cald în platou, ci v-ați așezat așa? Să avem ziarele amândoi. A, uite, s-au grupat, deci, canapele libere aici, tân cape, de acolo s-au... Cum stau porumbeii, cum stau porumbeii pe sârmă. Domnul Pricope, dacă se uită soția noastră acum, se uită. E nasol. Se uită. Să știi că eu am încercat să fugăresc pe Angela de acolo, n-am putut. Eu dacă mă duc acolo, mă duc cu tot cu ziare. De acum umblă și cu amenințări. De parcă horoscopul ăla nu-l găsești în toate ziare. Dar nu, nu e mai bun. Nu, dar nu numai pentru horoscop. Ziceam că ziua bună se cunoaște cu dimineața. Eu zic că ziua de astăzi va fi una frumoasă. Nu avem ceață, sau ce obțin, n-am văzut eu ceață. Nu era. Nu. Nu te-au mai trimis la stand-up-uri în frig, nu? Nu. Nu. Și că du-te și fă stand-up cu frigul. Și chiar era frig. Idei. Adică, da, râcăie gheață de pe geam. Dar n-avem, nu contează, tu râcăie. E afirmarea de anul trecut. Dar a ieșit până la urmă, nu-i așa? Oh, da, nici măcar n-am văzut. Să spunem că în acest weekend, dacă ar fi să ne luăm după ăștia, e weekend, e săptămâna Steaua Dinamo, adică toată lumea ar trebui să fie atentă numai la jocul ăsta cu Bășica. Și atenție, eu sunt cu sportul, cu fotbalul, cu toate astea, da. Dom'le, săptămâna Steaua Dinamo. Dinamo. Dom'le, într-adevăr, e un derby de tradiție în fotbalul românesc, dar știți care e situația? Derbiul ăsta avea de fiecare dată o cotă, o încărcătură. Dar anul ăsta, prin prisma rezultatelor, una e Hăis, una e cea, nici dacă asta care e cea și care a bătut aseară. Dați seama? Chit că bate în partea altă, nu se modifică nimic. Nici într-un clasament, nicio idee, nicio chestie. Adică totul nu poate fi decât întâmplător. Astfel încât, cred că pentru prima oară, după extraordinar de multă vreme, derbiul ăsta e fad. Fără îndoială. De asemenea, trebuie să spunem că mai avem de și noi joacă ăștia mici alu Sporting astăzi, la ora 2, parem. E un pic de... Avem și noi un pic de fotbal aici la Suceava, dacă vreți să știți. Ăia mari, adică Rapid CFR-ul, zic așa mari, e echipa mică, e Liga 3, echipa mai mare, Liga 2. Aia din Liga 2 joacă duminică, în direct, la Dolce. Wow. Super tare! Cea mai întrebare, bă, care ai Dolce? Are vă unul Dolce, să vedem și noi? Băi, mai găsești vă două, trei locații, un cumătru sau un văr. Până la urmă tot... Dacă tot e de văzut, ne repezim pe acolo. Dar e mai nasol ce e în partea asta, din câte am mai prins. Dar dezvoltăm subiectul cu altă discuție, apropo de firmele astea care sunt firmele de cablu, da? Care apar din nimic, da? Sau așa, după aia devin mari. Ok, când devin mari, devin bune, oferă tot felul de servicii și la un moment dat li se urcă la cap, devin nebune. Așa, deci toate se dezvoltă după același tipic. Când ajungi acolo sus, ți-a Dumnezeu mințile și devii, adică eu fac legea, eu. Și ca de obicei, după ce eu fac legea, o iau un bot. Și... Și cum? Și întotdeauna, dar de fiecare dată s-a întâmplat lucrul ăsta, așa că dar dezvoltăm subiectul cu altă ocazie, nicio problemă. Obiectiv, monitorul Crainou sunt ziarele pe care le avem la dispoziție, bineînțeles, dragi prieteni, și
În calendarul zilei, în Remember, în Craiova, găsim așa. Că în anul 1784 a izbucnit răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan. Probabil că or fi avut parte tot așa de un an secetos de niște grofi. Sună bine, grofi. Grofi sună da. Foarte bine, cool chiar. Da. Ce umblă ăsta, cum îl cheamă Dan Diaconescu? Ce umblă el cu ciocoi, cu grofi? Dă-ți-am, grofi. Mult mai bine. Anul 1785 a fost brevetată la Londra prima luntre de salvare, construită de Lionel Lukin. Da. Asta parcă e rus ca nume. Lukin. Nu, dar problema e la modul următor. Degeaba a făcut-o, că de pe Titanic n-au pus în aplicare. Adică... poate că au pus... Poate că au pus ce? Alții în aplicare, nu știu. Alții în aplicare au pus, sigur, dar mă gândesc înainte de 1785 când se scufunda vaporul. Bl-bl-bl-bl-bl. Și rămâneau aia pe bucăți de scânduri sau ce mai plutea, nu? Da. Anul 1869 s-a născut poeta Iulia Hașdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hașdeu. Ce naște din pisică șoareci mănâncă. Anul 1873 s-a născut sculptorul Dimitrie Paciurea, iar în anul 1950 a încetat din viață dramaturgul George Bernard Shaw, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Astea ar fi, în viziunea colegilor noștri de la Craiova, cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului. Rămân la chestia cu Horea, Cloșca și Crișan. Nu-i cam greu o chestie să fie condusă de trei români? Conducere tricefală? Măi, erau moți. Erau S-a moți. Ceva. Erau mai cu moți, așa, erau nu? Mai cu moți. Pentru că, teoretic, USL-ul e conducere tricefală, nu? Mai quadrocefală, că a mai apărut și un EPR-ul, nu? Nu știu, varanofilă, habar n-am. În partea asta, altă, cum e la ard? Tricefală acum, nu? Teoretic. Da, oare acolo la o discuție îl bagă cineva în seamă pe domnul Pavelescu? Pavelescu îl cheamă, nu? Da. Deci la o discuție serioasă, domnule, în care... care e forța civică? Da, bine, în afară de Mihai Răzvan Ungureanu nu mai știu pe nimeni în partid. Ah, Ovidiu Milic. Ovidiu Milic. Da, ăștia singurii care știu din mereu, din... Forța civică. FC. Fotbal club. Fotbal club. Păi așa este așa și... Dar nu chiar așa este și spune în argou ăsta politic. Da? În jargon. Jargon, cred că nu argou. Cred că argou mai curând... Nu, da, eu zic de jargon spus. Politic mai bine decât argou. Da, deci da. FC. Păi da, dar bă, cum era atunci, că era alianța DA. Și era alianța D.A. Îl țin minte că acum pe... Costel Gheorghe, cum a lianțat de punct a punct, nu? Și la cât timp? Ce ai, mă? Ți-e rău? Nu, de ce? Te uiți așa urât la mine. Nu mă uit urât. Nu te uiți urât? Nu. Ai rămas, de la frig ai rămas cu zâmbetul ăsta, așa? Da, forțat. Ok. Da, deci de punct a punct. Și bă, care, ce alianțe au mai fost de astea? Nu știu. PSD Cruce Pur? Așa, PSD Cruce Pur, aveau ei... PNL-PD? Niște miștouri de alea cum aveam noi când eram copii, da? Când râdeam de cealalt coleg, că pe șapca lui scria spânzură găini, da? Cam așa se comportă un politic la... sau se comporta un politic la nivel de acum 4 ani, 8 ani, că ăsta e ciclu în care se dezvoltă precum larvele, da? Fotbal club. Și acum asta, fotbal club. Nu? Cine i-a intrat sau fotbal club? Wow, ce bun sunt eu. Ce discurs politic adevărat am eu. Grof. Da, cam asta e situația. Eu nu-și dau seama de penibilul în care trăiesc, dar noi ne dăm seama și uite de aia ne distrăm. Obiectiv Craiova și monitorul sunt ziarele pe care le avem la dispoziție și informațiile, să știți că sunt interesante. Obiectivul deschide ediția de astăzi cu una bucată informație. Bine, a fost informația săptămânii trecute, dacă nu mă înșel, aceea că familia Conțac, tatăl Constantin și Liviu Conțac, fiul,
respectiv unul președinte de Consiliul Județean, celălalt calitatea de fiu, unul și președinte PSD Botoșani, unul calitatea de fiu, au fost condamnați fiecare la câte 3 ani de închisoare. Asta a fost știrea de săptămâna trecută. Ceea ce aduce în atenție obiectivul de astăzi e o chestie pe cale de consecință care se poate de reală. Și anume, reparația drumurilor județene, dar și activitatea de zăpezire a drumurilor naționale pentru jumătate din județul Suceava sunt sub semnul întrebării. După ce patronii firmelor care au câștigat acum 2 ani licitația de întreținere și reparații drumuri, în această toamnă, pe cea privind activitatea de dezăpezire, băieții, ei tot în Botoșani. Acolo-i... La universitate. Da. E o situație delicată, spune președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor. Ba, știți cum e? Dar doar nu veneau ei să dea zăpadă la o parte. Nu? Deci... Bănuiesc că sunt niște responsabili pe acolo. Contractul nu s-a semnat cu Constantin Conțac și cu Liviu Conțac, ci cu societatea Conțac, nu? Sau cum se cheamă? TASA Botoșani, dacă nu știu. Transportul Auto SA Botoșani. Așa, deci nu Conțac SRL. Nu e Conțac SRL. Dar el e acționarul principal acolo și e tartorul, ca să zic așa. Dar na, oricare stăpân într-o firmă e ăla care îngrașă vaca, ochiul care îngrașă vaca, ce mai... Acum, dacă e să o discutăm pe bune și pe cinstite și pe drepte și pe cum vreți dumneavoastră, aș spune așa, care e problema o societate comercială care are o activitate care... Bă, oameni buni, dar nu vi se pare așa măcar aberant ca președintele PSD, fost, un fost președinte al... când a fost președinte al CJ Botoșani? Cred că până în 2008 a fost președinte. Până în 2008, Botoșani. Nu? Adică până în 2008 ești președinte de Consiliul Județean și imediat după dai drumul la afaceri care funcționează extraordinar. El avea și înainte afaceri. Și înainte erau afacerile. Foarte bine funcționau. Funcționau niște balastiere în zona Liteni care stricau drumurile județene din Suceava de n-avea treabă, că na, oamenii încărcau balastru și încărcau balastru la greu pe drumuri care erau făcute să reziste pentru maxim 16 tone, ei veneau cu mașini din alea de 40 de tone. Da, domnul Pricope, stricau bine drumul. Eu nu altceva vreau să scot în evidență, că... Mergea bine treaba și înainte. Fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani este acum în pușcărie, este la închisoare pentru 3 ani de zile, condamnat, da? Deci nu mai discutăm că i-a arestat preventiv, că suma de restituit statului este de 200 de miliarde de lei vechi, da? Deci nu sunt 2 lei, 3 lei, da? Deci mergea bine și noi. Da. Ceea ce mă frapează pe mine, nu mă miră, atenție, nu mă miră, dar ceea ce mă frapează pe mine e nesimțirea totală cu care, măi, dacă era, intra FIS-ul, știi că l-a băgat pe FIS-ul la înaintare și până la urmă FIS-ul, da, până la urmă nu s-a dat la o parte, adică, băi, eu s-asta, eu fac, eu drag, nu? Adică... faptul că ai lucrat în administrație și imediat după te-ai prins în niște chestii extraordinare din care câștigi bani cu statul, mie mi se pare jenant. Adică, da, jenant, dar totodată e tipic lor. Da, cu cine voia să lucrezi dacă nu cu statul? Dar păi, cu statul sunt cele mai... Cui poți să dai așa niște tunuri de 200 de miliarde? Clar că statului le dai, că doar nu mi le dai mie. E normal să lucrezi cu statul. Păi, dar dacă ai lucrat cu statul o grămadă de timp și nu mai poți să fii ales, că na, lumea s-a săturat de tine. Ai rămas numai vicepreședinte de Consiliul Județean. Păi, dar ce, nu mai faci nimic din postura aia de vicepreședinte? N-ai voie să ai firmă? Ba, ai voie. Iar pe fiul lui nu l-a băgat el la înaintare. Băiatul lui chiar era o persoană implicată bine în conducerea firmei. Cu picioarele pe pământ, din câte știu eu. Dar da.
Asta, dacă te dedulcești la... În situații de genul ăsta, pici în solidar. Oricum, ceea ce spuneți dumneavoastră în ziar că dezăpezirea drumurilor din județ a rămas în aer, nu achiesez la această idee. Mă gândesc că, domne, contractul a fost semnat cu respectiva societate, nu cu familia. O asociere de 3 sau 4 societăți. O dată și tasa. Doi... Dar TASA era lider de asociere. Ok, și doi, mai avem una bucată, chestiune interesantă. Drumul și pădurile sa Suceava trăiește, respiră. Gâfâie. Gâfâie? Dar bă, la un moment dat, domne, că e moartă. Uite, gâfâie. Nu era moartă nici atunci. Voiau doar să o privatizeze și există două strategii de privatizare. Ori o vinzi pe un preț foarte mare, ori o vinzi pe 2 lei, în funcție de conjunctură. Ca să nu... Că tot pe privatizare se va merge. Eu țin minte că în urmă cu 4 ani am discutat cu actualul administrator special, domnul Girigan, și el nu se dezicea ferm și fără echivoc de varianta privatizării. Încă din contra, o lua în calcul ca o posibilă variantă. Deci, depinde cum... Ce, m-am pătat de cafea? Nu. Nu mă uităm cum stă microfonul. Păi n-a stă cum stă, așa e. Da, era orientat așa, să se audă Angela mai bine. Vedeți ce floricică are Angela? Ha? Ia uite. Pam, pam. Deci nu... nu detai... Floricică! Cu domnul Pricope, dându-o așa mai la deal, mai la vale, cu alte cuvinte, rostogolind-o, în ce direcție și cum ne convine. Până una alta, cu privatizare, neprivatizare, că a vrut unul să sau nu știu ce, s-a dovedit un lucru, și anume că societatea de drumuri și poduri, dacă e condusă cum trebuie, poate să aducă și profit. Altfel, n-ar vrea ăștia să o privatizeze. Băi ăștia, ăia la alții, nu? Profitul la o societate din asta mare îl ai din două lucruri. Unul, contractul de întreținere a drumurilor județene. Ai peste 1000 de kilometri de drumuri județene în județul ăsta. Corect. Vreo 700 în grad de viabilitate 1 și 2, asta înseamnă intervenții multe și în timp de iarnă, da, pe dezăpezire. Iar doi din contractele celelalte de lucrări, știu eu, de modernizări de drumuri. Odată ce ai pierdut licitația la dezăpezire și la, în general la întreținere pe vreo 3 ani de zile, tu 3 ani de zile trebuie să gâfâi. Asta se întâmplă. Și dacă nu prinzi alte lucrări, nici măcar în subantrepriză de modernizări de drumuri, de reparații de drumuri și așa mai departe, chiar ai o mare problemă. Până la urmă, nici nu poți să spui ce era să facă. Să aranjeze fosta conducerea Consiliului Județean caietul de sarceni? Ca să, să câștige societatea ei licitația? Da. Eu n-aș putea să spun chestia asta public. E poate suna la, nu știu, un fel de... Bine, nu cred că se leagă cineva chiar de noi cu instigare, dar la comiterea unei infracțiuni, dar eu nu prefer să am o atitudine mai rezervată. Nu, okay. Era treaba lor să facă documentația e vorba și oferta de așa natură să câștige licitația. Domnul Pricope, ceea ce spuneți dumneavoastră e corect. Domnule, e vorba de administrație, e vorba de o societate, e vorba de nu știu ce. Da, da, hai să stăm strâmb și să judecăm drept. E vorba, eu îs și aici, și aici și am de făcut treaba asta în bătătură la mine. Da? Eu fac licitație ca să fac eu treaba în bătătură la mine? Că spune legea. Că de spune legea. S-a dovedit că legea e proastă. Atât de... O lege poate fi proastă, iar cu un avocat bun sau cu un băiat deștept, care știe să jongleze acolo cu legea, găsești portița prin care să-ți faci treaba. Un avocat bun, cum l-ați numit dumneavoastră, băiat deștept, nu ajunge la în instanță. Nu lucrează la stat. Da, sau lucrează cu statul pe niște sume, că stai și... Da, și e normal să lucreze pe sume mari. Domnul... E normal să lucreze pe sume mari. Chestiunea e simplă.
eu lucrez la mine în bătătură. Am drujba mea, licitez ca să cumpăr drujba mea ca să o pun la lucru la mine în bătătură, adică... Domne, bun, și atunci ce faci cu tot lege? Ești prieten cu Boc, tot ești prieten cu Ponta. Dă o derogare la lege pentru mine, la Suceava, că eu am chestia asta, eu vreau să o folosesc pe a mea. Să nu mai plimb atâția bani de 100 de ori, să nu mai fac 100 de mii de licitații. Am societatea mea, o pun la lucru. E pe bani. Nu cred că se face cu prietenie, cu Boc sau cu Ponta sau cu tata lui Boc sau cu tata lui Ponta. La... Da, de ce nu? Dumnezeu e pe bani, da. Înțeleg, e pe bani. E pe bani, lăsați. E pe bani. Adică strică ceea ce poate să facă bun aici, strică jucăria în altă parte. Nu, e pe bani. Și e pe bani, da. Ok, da, că spuneți dumneavoastră. Da, dar uite, e pe bani, dar e și pe pușcărie. Nu? Păi da, dacă nu da, e pe bani, dar trebuie să-i și dai la stat. Dacă nu-i dai la stat, păi... Da, corect. S-o strica jucărica. Ok, haideți să încercăm să depășim momentul. Nu l-am cunoscut personal pe domnul Conțac, nu știu despre ce este vorba, eu nu știu... Am avut ocazia să discut cu fiul lui de vreo două ori, la niște recepții din astea de... Am înțeles. Lucrări. Da, ați spus de altfel că e... Era părea cu capul pe umeri. Adică știa ce... Ce presupune ce se întâmplă. Toată această distracție, e regulă. Ceea ce vă spun sincer, pe mine, ca cetățean, mă interesează în mod special, este să nu se mai perpetueze acest gen de stări, de fapt. Adică aceiași oameni să câștige lucrări cu statul și vedeți în ce situații se ajung. Se ajunge până la urmă și de ce nu ceea ce behe eu de multe vreme, dar de recuperarea prejudiciului s-a vorbit vreodată? 200 de miliarde. 200 de miliarde cât avea cetatea Suceava datorie. 2 miliarde, nu? Salvăm cetatea asta. Onoarea cetății, da? Mai pe aici, pe acolo. A? 200 de miliarde, cât înseamnă asta în euro? Domnul Pricopin, repede! Ai împărțit la 5, rotunjim la 5. Rotunjim la 5 înseamnă 20 de milioane. 20 de milioane de euro. Nu. 200 de milioane. Nu, înseamnă 4 milioane de euro. 4 milioane de euro. Că eu am... Domnul Pricope, cu 4 milioane de euro, Rapid CFR Suceava joacă în Cupa UEFA. Vă spun eu. Și o mai și câștigă, da? Vorba lui Gigi. Care e problema? Câștigă... Da? Iar dar pentru ce să-i dau banii aia la fotbal? 4 milioane de euro, ce se universitatea Suceava? Dar de ce să-i dau banii aia la fotbal? Nu, atât, nu te dar de cât pierduți? Dar de cât pierduți? Acum, în săptămâna, Steaua Dinamo? Acum, când e momentul? Dar oricum să pierd dacă dai la fotbal. Da, dar aici sunt mai pierduți? Eu zic să te oprești. Iar eu zic să nu asculți pe Angela, că nu știu ce cu ea în dimineața asta. Are o privire ciudată. Nu știu, nu vreau să mă bag. Cred că și soția ta n-a mai plecat la servici. Stă să vadă pe emisiunea până la capăt. Opriți-l pe Juravle! Opriți-l pe Juravle! Așa scrie monitorul de Suceava de astăzi. Bine, o singură dată spune lucrul ăsta. Ți-am dat ție monitorul. Dar nu... Băieții mei nu mai au să... încă unul să... Nu știu de ce ai țipat așa. Păi, dar așa scrie, mă. Semnul exclamării la... A, e și semnul exclamării, vezi? Credeam că să ne trezească din somn. Da, deci opriți-l pe Juravle. Să vă fie foarte clar. Nici... Pe pastorul Viorel Juravle. Nici obiectivul nu a ratat subiectul. Test prima prinsă din nou că exploatează ilegal balastru la Bilca. Balastru sau balast? Balast. Dacă e balastru, sigur l-a scris Sandrin Ioneagu. Nu, că e un obiectiv, balast? Domnul. Oleo! Și Sandrin, din câte știu, a plecat de vreo 2 ani de la obiectiv, sau 4 ani de la obiectiv la... 10. Prima pagină, domnul Pricol. Da, dar nu... Uite. Ah, ce știu. Balastru? E bun. Vezi de ce am venit eu aici? Deci e corect, da? Deci nu. Da, mă rog. Asta e. Eu știam că Sandrino avea o plăcere să scrie de balastru într-o vreme. Am înțeles. Da. Deci, test prima prinsă din nou că exploatează ilegal. Polițiștii din Rădăuți au primit o sesizare conform căreia din Albia râului Suceava se exploatează ilegal balastru. Două ori.
Doi muncitori de la Test Prima Bilca au fost surprinși la fața locului, aceștia declarând că au transportat 6 camioane cu balastru. A treia oară. Nu este prima dată când societatea are probleme cu legea. Domnul Pricope și da. Cireașa Dupetor, pentru că vă spun ce apare în monitorul de astăzi. Și anume, în monitorul de Suceava apare știrea, ca să vă chinui acum un pic, un pic mai completă. Da? Un pic mai completă. Mai pentru completă? Că, dumneavoastră spuneți așa, polițiștii din Rădăuți au primit o sesizare conform căreia din Albia Răului. Iar monitorul de Suceava ne spune așa: reporterii cotidianului monitorul de Suceava au surprins în flagrant activitățile ilegale ale firmei din zona Bilca Vicovo de Sus, care se derulau în miez de noapte. Deci, de consecință, înțelegem noi, adică eu, cititorul, că cei la monitor au sunat la poliție și au dat. Iar dumneavoastră, bă, ăștia la Obiectiv, care n-ați vrut să recunoașteți lucrul ăsta, v-ați spus că cei la Obiectiv, de la monitor, au prins faza și... A? Dar cum s-o prindă ei, Doamne, mă iartă, când am dat amândoi? Odată. Odată. Că dacă dădeam o zi după altul, era o chestie. Păi nu, deci... Păi, da, na... Nu, domnul. Eu înțeleg. N-ați să recunoașteți că ei nu au mers... Nu vreau să recunosc, da. Recunosc că nu vreau să recunosc. Bine? Da, vedeți ce bine sună? Nu. Recunosc că nu vreau să recunosc. A fost aceeași sursă, dar ceilalți au mers acolo. Nu? Zise Angela. Probabil. Lumea dimineața. Știu că toată lumea s-a interesat foarte... Bun. Mult de asta. Eu acum... Nu zic care sens să... să dezvolt eu prea mult, pentru că, în cazul de față, zic eu, situație că se poate de simplă. Dacă cineva poate să-mi spună mie că inundațiile de acum 4 ani, cu 6 ani, cu 3 ani, de când am avut noi inundații nasoale... 2 și 4 ani. 2008 și 2010. Că n-au nicio legătură cu exploatările astea de balasturi în Albia râurilor, atunci eu tac din gură. Dacă are cineva curaj să spună: nu, domne, nicio legătură, astea sunt extraordinar de bune exploatările astea, sunt nemaipomeni, sunt benefice pentru natură, mai ales felul care fac ăștia. Adică, vedeți dumneavoastră, din poză, da? Deci ăștia lucrează noaptea. Cine lucrează noaptea? De regulă. Cei care lucrează în schimburi, nu? Da, hoții. Sau hoții. Da, păi, dar acum ce? Industrie mai este? Păi nu, da. Păi na, dacă nu mai este industrie, nu mai este nici schimbul trei. Uite, fain, frumos. Ia, fotoșuiu. Nu zice, da. Doamne, noaptea? Hai că în Albia Răului nu poți să găsi tu un cablu sau ceva, dar dacă tocmai descoperi acolo cel mai tare sit arheologic de pe pământul ăsta, a? Dar tu dai cu excavatorul noaptea, nicio treabă. Mai eu nu zic, se lucrează. Sunt instituții în care se lucrează. Sunt instituțiile astea care fac continuu, care lucrează și noaptea. Sunt, mă gândesc la barmanii din discoteci, așa mai departe, nu? Ambulanța, scuze, da. Spitalul. Bun, astea sunt unitățile cu foc continuu. Pe da, tu de ce te-ai pus să exploatezi noaptea? Adică, cum să spun, ești suspect din prima. Adică tu nu lucrezi ziua, dar lucrezi noaptea. Sau cum vine asta? Se așează mai bine noaptea. Ce? Balastru. Balastru, da. Balastul. Și dacă până la urmă găsim în Dex că e balastru? Bine. Zice, nu, domnul Pricope e prea sigur de el, așa că nici măcar nu mai deschid Dex-ul. Da, nu mai zic nimic, adică și așa. N-are sens. Da, degeaba spui, nu? Da. Nu, nu e vorba de asta. Eu știu că despre pastorul ăsta, Viorel Juravle, s-o mai scris de mai multe ori. Și noi și monitorul am tot scris și dumnealui nu are vreo rezervă în a fura de la stat. Furtul nu se face neapărat printr-o manieră din asta cu pistolul la tâmplă și glonțul pe țeavă, ci de multe ori cu jumătăți de lege, cu jumătăți de adevăr. Am închiriat, de exemplu, un perimetru,
deci vezi utilajele mele acolo. Aia, dacă mai merg și 20 de metri, 50 de metri mai încolo, nu contează. N-are nimic. Cam așa se întâmplă. La Bilca știu că primarul de acolo, rusul Zaharie, se tot plângea mai, de mai multe ori că, bă, am mari probleme cu ăștia de la test prima, pentru că nu-i prima dată când fac istorii din astea cu balastări, cu exploatări de balast și așa mai departe. Problema că nu-i singurul domnul Juravle care face chestia asta. Mai sunt și alții. Tocmai am vorbit despre domnul Conțac, care avea pe la Liteni și făcuse niște istorii cu drumul ăla județean de acolo și era destul de fermat drumul. Țin să vă anunț că mai sunt ceva istorii pe la Verești. Și actualul coleg de presă totodată, Sandrin Nagu, folosește balast în... Da, știu, acum da. La balastieră. Da, așa este. Nu e balastrieră. Păi da, tocmai. Aha, da, deci... Deci am greșit. Lecția, da. Deci am repet, greșit de dumneavoastră. Ha, 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 Sandrino. Uite că Sandrino. Uite că am greșit eu, na. Și-mi cer scuze. Tam, tam. Și na, ați mai greșit o dată? Acum când ați recunoscut că nu vreți să cunoașteți? Că colegii la monitorul au ajuns primi acolo, la fața locului și au și filmat. Au și filmat. Și cu ce am greșit? Păi n-ați fost dumneavoastră. Trebuia să scrieți aici un articol. Ce că n-am fost eu? Polițiștii din Rădăuți au primit o sesizare de la colegii noștri la monitorul, conform cărea, așa era corect. Dar de unde știi că nu e invers, de exemplu? Că ați fost dumneavoastră acolo și că... Nu. Că polițiștii din Rădăuți au sesizat pe cei de la monitor. Se întâmplă. Hai să punem și așa problema. Aici eu nu vă contrazic. Hai să punem și așa problema. Eu bănuiesc că de fapt... În fața reporterilor ziarului Monitorul de Suceava, șoferul de pe autocamion a preferat să-și ascundă fața și să nu răspundă la nicio întrebare. În schimb, Buldo, excavatoristul, dați seama ce nume mișto e ăsta, Buldo, excavatorist, așa, a mărturisit că exploatau balast la solicitarea șefilor. La întrebarea cine a trimis, omul a spus oarecum mirat. Ei, trimită? De parcă voi nu știți. Păi da, exact, ei, de parcă voi nu știți. De cine putea să-i trimită? De capul lor n-a mers. Voia și omul să-și pună un pic de balast și a luat un buldo excavator, s-a dus în Albia Râului și așa, a încărcat un camion noaptea. Ca să-și, da, noapte, noaptea. A încărcat un camion ca să-și toarne în o gradă după nu, aia. Nu, mie mi se pare genial așa, domnule, noaptea. Adică se poate lucra la lumina zilei, e și vorba asta din punct de vedere legal, nu? La lumina zilei. La lumina lunii. E mai romantic. La lumina, e mai lumina. Romantic, dar știți dumneavoastră că la Reflector era o emisiune care dădea fiori reci pe șira spinării cetățenilor care lucrau în comerț înainte de 89. Reflector, mai țin numai muzica aia, tân, 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 tân. Și unii loc fibrilație, oare dă de mine, nu de mine, dă de mine, nu de... În fine. Nici emisiunile nu mai au aceeași greutate. Adevărul e că o emisiune de genul ăla și una de-a lui Virgil Vochina te linișteau pentru o perioadă lungă de vreme sau mai lungă de vreme decât ce acum. Lungă, mai lungă, de ceva vreme. De, apropo de regretatul Virgil Vochina, un alt polițist de asta dată sfichi, 2 la mie a avut alcoolemia. E cel de ieri. Păi, da, eu ziceam domnul Sfich, domnul Sfich sau cum îl cheamă, cel care a produs accidentul nu ieri, cealaltă ieri, în fine, în ziarul de ieri era acțiunea prezentată. Da. A ținut Angela să mă corecteze, adică nu. Ca să-ți arăt, deci, 2 la mie. Ama, nu știu, cât e 2 la mie ăsta? E mult? E mult, mult. Enorm, zice Neaghiță. Dan, ce zice? E foarte comă. Mult. Nu, eu eram pe întrebările alea mele. Beat cui, beat holz, beat... Beat mangă. Ăsta e rangă, nu? Mangă. Mangă. Da. Deci cantitatea de alcool ingerată de polițistul care a provocat un accident miercuri seară poate induce ușor coma alcoolică pentru persoane mai puțin antrenate.
Cu o legislație tolerantă pentru funcționarii publici, special cum sunt polițiștii, indivizi de acest gen nu pot fi dați afară din sistem decât după ce o sentință definitivă îi transformă în infractori. Păi, repet, dacă asta e legea, asta e legea, nu? Cum spuneam și mai devreme. Doamne, așa e legea că trebuie să licitezi de 100.000 de euro, așa e și aici. Nu poți să-l dai afară pom până nu e definitivă. Dar, ok, totul rămâne la latitudinea unui judecător. Sau a unui complet de judecată, sau cum... Sau la niște jurați, dacă s-a schimbat sistemul până când va fi judecat respectivul caz. Problema e simplă. Avem câteva chestii de evidență. 1. A băut și s-a suit la volan. Dar nu a băut o cinzeacă, o... Nu. A băut. 2 la mie, am hotărât cam la ce cotă intră. 2. A fugit din mașina poliției. Așa scrie la gazetă ieri. Nu? Da. Așa nu a vrut să sufle în aia, cum se cheamă, nu? Etilotest. Bă, poate ieșea mai puțin la etilotest. La jumătate sau la un sfert. Ieșea ceva acolo, mai discuta, mai... Dar tot nu? Mergea după pentru recoltarea... Bun, dar când mergea acolo cu recoltatul, stai că mi-e frică de ac, mai găsea ceva, mai... Nu? Da, mai... Mai bea, dă-mi sete, știi? Poate că mai rezolva un pic problema, dar nu știu, respectivul cetățean acum e într-o situație mai mult decât delicată. Sincer, nu-mi doresc în locul, să fiu în locul lui și sper nici să nu, oricum la felul în care înțeleg eu că sunt incompatibile volanul cu alcoolul, nu cred că există posibilitatea să ajung în situația lui. Și anume să beau și să mă sui la volan. Nu. Nu-mi propun așa ceva. Eu n-am condus beat la volan. Cum? Eu n-am condus beat la volan. Așa că nu știu cum e. Da, mă, dacă ar fi unul rău, dar dumneavoastră, domnul Picope, conduceți? Eu mă așteptam să mă întreb pe mine. Așa, duminica. Bun și duminica, n-ai problemă. Nu, am glumit. Știu. Nici măcar duminica. Eu duminica conduc. Aoleu, a vorbit Angela, duminica și-am conduc. Făcut, și-am făcut și o cacofonie. Da, eu duminic, da. Eu conduc doar duminic. Doar zici, duminica, așa. Da. Am vrut să văd dacă ești atent. Da, da, s-a scos. Deci Angela s-a scos. Da, revenind la respectivul cetățean, la 2 la mie. Ce muzică aici, no, foarte antrenantă, despre mă bere, disturbă, despre... Mă perturbă, mă... E antrenantă. Cum să spun? Repet, am văzut accidentul. Mă bucur, deci în afară de o mașină care, la care cred că nici măcar radiatorul nu era spart, deci niște reparații care, oricum, ciocnirea nu a fost extraordinar de violentă, dar, se întâmplă următorul fenomen. Dacă mergem în ritmul ăsta, eu vă spun sincer, stimați telespectatori, că o să-mi pară rău după străzile alea care le aveam înainte de mare asfaltare. Deci parcă nu erau atâtea accidente. Înainte de accidentul ăsta, care a avut loc în față la primărie, a mai fost un accident undeva tot pe bulevardul ăsta în aceeași zi. Da, un moș a fost lovit, nu? Sau, nu știu. În fine. Iar ieri nu a fost un accident aici și iarăși în față la poliție? La policlinică? Policlinică. Deci, dați-mi voie să spun, preferam drumurile alea cu hârca-hârca, mergea asta cu mașina mai încet, dar mai încet. Fără accidente. Ori, intră un pic peste dânsii să-i mai liniștească pe câțiva, da? Pe provocatori ăștia de accidente. Ori, nu știu, propun. Ridicarea capacelor de canal. Mai ridicăm un pic și după aia se calmează toți, că o să trebuiască să meargă mai încet. Nu? Se enervează tot. Da, și obstacole în trafic, parcă da. Ai fi pe șoseaua de centură. Da, prefer decât să fie accident. Dacă românul nu știe să meargă pe... Eu cred că dacă îi dai românului autostrăzi, numai ca să facă accidente și tot inventează ceva. Adică parcă în alte țări nu se întâmplă și accidente care nu sunt provocate de români. Când apar fenomene de astea meteo bruște,
Nu, sau când conduce ca disperat. Unul, ce credeți că acolo nu sunt pițipoance sau pițiponci? Sau... Da, iau și... Orfi, da, se cheamă altfel. Cocalari. Orfi, se cheamă altfel, se cheamă cocalari, da. Da, se cheamă cocalari. Și piții. Piții, da. Da. Deci, ofițerul criminalist care a făcut circ în intersecție după tamponare are 2 la mie în sânge, drept pentru care... Dar eu mă gândesc așa, oare omul ăsta când s-a trezit, deci la 2 la mie, dar când s-a trezit ăsta și citește acum în presă, au, ce-am făcut? Bă, mă doare că... Despre mine vorbesc? Ce-am mai făcut? Da? Deci am pierdut controlul asupra volanului. Cine-i, mă, nenorocitul care a făcut asta? A, eu da, deci a pierdut controlul asupra volanului. Nu, primul control pe care l-a pierdut Marcel Tiberius Fic a fost controlul cantității de alcool ingerate. Deci ăsta a fost. Și acum, bă, chit că a băut, da, avea un mă, de la mere verzi, să știi. De la mere verzi. De ce s-a mai suit și la volan? Asta e. Și acum, cum să spun, eu zic, degeaba s-or supăra unii de pe acolo din structură, dar chiar de acolo de unde trebuie să vină exemplu, nu e în regulă. Și din păcate pentru Marcel Tiberius Fic, sancțiunea va trebui să fie una pe măsură, pentru că polițistul, în definitiv, uniforma trebuie să fie un exemplu. Adică dacă ăștia umblă beți pe mașini, vă dați seama ce exemplu e dacă nu e pedepsit regulamentar. Sau... Rușine 5 minute. Da. La colț. Domnul Frico. Da. Deci, stai pe nuci, pe coș de nuci sau pe grăunțe. Bun și asta. Televizat la ore de maximă audiență și bun și asta. Da, da. Noi ne gândim că îi formăm pe ăștia mici să nu se întâmple pe viitor alte chestii, dar uite că exemplu dat în asemenea situații este luat și de persoane un pic mai în vârstă sau mai înaltate sau de la care, cu alte cuvinte, avem pretenții. Ce e, să fie mai la 62 jos? De ani după gratii pentru consum de alcool la volan. Deci nu numai că a băut înainte de a sui la volan. Mai bea și la volan. Eu așa înțeleg din titlu. Deci bărbatul a fost condamnat la un an și 5 luni de închisoare cu executare. Wow! Băi, parcă ai fi de la cronica crocotajilor pe bure, dacă nu... Adică? Astăzi toate le observ. Nu mai da, deci noi. Un bărbat, da. Nu eu, noi și tu ești aici. Deci, bărbatul a fost condamnat la un an și 5 luni de închisoare cu executare, este de 62 de ani din gura humorului și a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de un an și 5 luni. Am spus de 3-4 ori același lucru, dar nu contează. Tiberiu Ioan Zaiț a fost ridicat de poliție și miercuri, fiind introdus direct în arestul inspectoratului de poliție județean Suceava, de unde va fi transferat în penitenciarul în care își va ispăși pedeapsa. Condamnarea a fost emisă de judecătoria Gura Humorului, fiind confirmată și la recurs de magistrație la Curtea de Apel Suceava. Bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare pentru conducerea autovehiculului cu imbibație de peste 0,8, deci nu 2 la mie, 0,8. Ce nasul poate fi în partea altă? 2 la mie, dacă aici e 0,8 și... A? Da, dar ăsta nu polițist. Aha. Tacata. Rușine 5 minute, vă spune, îl trimite pe ăla. În partea aia altă, păi dacă aici, dincolo trebuie să fie rușine 10 minute. Nu. Păi la polițist o să fie rușine 5 minute. Și, da, și pe coș, pe coș de nucă, vă rog eu frumos. Nu? Sau pe grăunțe. Sau măcar pe grăunțe. În ultima perioadă de timp, instanțele de judecată din județ au condamnat numeroși șoferi recidiviști la consumul de alcool la volan. De regulă, prima pedeapsă este cu suspendare, iar cei care sunt prinși din nou băuți la volan sunt condamnați la o pedeapsă cu executare. Ce? Acolo e prima dată la domnul Sfic? Că ai zis că e cu suspendare. Mm-hmm. Da, pentru că respectivul mai avea 5 luni de închisoare cu suspendare. Aha, deci cetățeanul de 62 de ani de acesta nici după ce s-a fript odată nu s-a potolit. N-au decât. Da. Alte știri din presa locală de astăzi. Să știți că știri avem. Ia, Băișanu. În campanie voi vorbi despre dorința noastră de a face bine fiecărui individ în parte. Înțelegi de unde aveam eu zâmbetul de dimineață? Uite-te în fotografie. Cum? Da. Dom'le, stai așa o lecă. Când începe campania electorală? Luni.
De ce de unii fură startul? Nu, da, stai un pic. Nu, asta e pre-campanie. Pre-campanie, nu? E o afirmație despre ceea ce va face el în campanie. Mm. Bun. Nu, e în regulă. Să faci declarații din astea, nu? Domnul Pricop, în campanie voi vorbi de dorința noastră, deci... Eu m-am legat prima oară de chestia, m-am legat de partea mai ușoară, de chestia care, cum repede m-ați combătut, doamne, e pre-campanie, toată lumea face. De acord, da, de ce trebuie să ne picure în creier încă dinainte, în pre-campanie, în stră-campanie, în pro-campanie, în... ai campanie, vorbește acolo. Bun, nu asta ar fi problema, da. Cât de mieros sună dorința noastră de a face bine fiecărui individ în parte. Deci dacă extragi un cățel, dacă nu vă spuneam cine, Engels, Marx, nu? Rasputin. Da, Rasputin. Obama, dorința noastră de a face bine fiecărui individ în parte. Adică... Dom'le, fiecare vot contează. Sunt perfect de acord. Președintele PNL Suceava, Alexandru Băișanu, care candidează pentru un post de deputat, a anunțat că în campania electorală pentru alegerile parlamentare va vorbi în special despre dorința noastră a celor din USL și a închis ghilmele. De a face bine fiecărui individ în pace. În pace scrie? Da. Na. Băi, o fi copiat colegii de la monitorul Motamo, ce a zis domnul Băieșanu. Nu? Eu am pățit așa în primul meu an de presă, mi-aduc aminte, n-am suit niciodată când au spus cineva, au declarat că Suceava se va înfrăți cu un oraș din Liverpool în loc de lângă orașul. Un oraș din Liverpool. Așa și eu... pe reportofon, un oraș din Liverpool, nu s-a uitat nimeni, pentru că era o știruță din aia de pac, o pus un ziar și a doua zi... E toți colegii. Am pățit-o cu vreo 9-10 ani în urmă. Da, da, bă, acum... Bă... Cred că tot așa au fost. Sau pe eroare la... Cine se întâmplă, na, nu vreau și după, să... n-ai fost... O eroare de-aia cum era, din greșeală, nu? Sau, O eroare din greșeală. Nu, ce eroare stalinscă? Vorbim cumva despre domnul Sfix și nu știam... Nu. El e... Și după n-ai fost în pre-aviz? Nu. Nu, a fost în post-aviz. Nu. De ce să fiu un preot? Da, deci Băieșanu a spus că va avea o campanie pozitivă în care va prezenta proiectele pe care le are pentru creșterea nivelului de trai al sucevenilor. Alexandru Băieșanu a ținut să sublinieze că nu se așteaptă la o campanie ușoară, având în vedere că am simțit deja veninul portocaliilor prin diferite mesaje pe care le transmit ei. Campania mea va fi asumată în detaliu. Am mai făcut o campanie pe municipiul Suceava și am câștigat acest colegiu în fața primarului Ion Lungu cu 54%. Am pierdut în Burdujeni, dar pe colegiul pe care candidez eu acum am câștigat în fața lui Ion Lungu. Nu voi răspunde sub nicio formă atacurilor și provocărilor, o să mă focusez în continuare pe acel proiect social pe care l-am început de ceva vreme, care mi-aduce aminte în fiecare zi noi și noi date, noi și noi probleme pe care sucevenii le au. Și nu, am pronunțat eu greșit stalinscaia, domnul, era vorba de Finlandia. Oh. Da? Aha, am înțeles. Da. Liderul liberalilor suceveni a arătat că în momentul de față... Eu de asta mă gândeam că o fi pus Motamo, ceea ce o zis, nu? Păi da, de a face fiecărui individ în pace, de a face bine fiecărui individ în pace. Doamne, pacea, asta cu pacea, mi-aduc aminte, Ceaușescu avea în fiecare discurs. Pentru prosperitate și pace în lume. Nu? Păi, nu cred că trebuie făcut o comparație din asta. O greșeală, cred că... Ori la redactare, ori la tehnoredactare, ori la... Nu cred eu că...
trebuie să facem o comparație. Cu toate că e interesant așa, să vedem cum va evolua în campanie. Și poate atunci o să facem o comparație, dar deocamdată e prea devreme, nu cred că se merită. Nu cred că se merită să facem o comparație din asta. După părerea mea, că na, omul și-a spus el o minciunică, așa cum spun toți în campanie. Da, ce să fac? În campanie voi vorbi despre dorința mult de a face. Partea asta de previziune pe care o bagă. Deci Alexandru Băieșanu s-a declarat convins de faptul că dacă USL va câștiga aceste alegeri parlamentare, în următorii 8 ani, România va ajunge într-o direcție bună. Stimați telespectatori, mică paranteză. Deci dacă am scăpat de toată clasa politică, eu vă garantez că în 4 ani ajungem într-o direcție mai bună. Dacă am primenit, s-ar schimba toți, să fie, nu știu, noi. Să facem o școală profesională de deputați și post liceală de senatori. În 4 ani România va merge pe în 8 ani de la sine, adică merge Europa într-o parte, ajungi și tu acolo, da. Doamne, dacă așa în 8 ani sigur ajungem, spune Ștefan Alexandru Băieșanu, vine cu altă previziune și anume mai mult cei din PDL se vor autodizolva. Sau cei buni din acest partid își vor găsi loc în alte zone ale politicii, iar cei răi vor ieși rușinați definitiv din istoria politicii românești. Bun, acum trebuie să, dacă tot intrăm în amănunte, eu l-am întrebat, unde o să meargă ăia buni de la PDL? Unde o să, în care alte zone ale politicii? Și el mi-a spus despre ăia buni de la PDL că, domnule, în niște locuri unde soarele nu pătrunde chiar așa puternic. Așa, ăia buni. Ăia buni. Așa, dar pe bune. Deci sunt, e înregistrarea. Da. Cred că s-a grăbit, iarăși, domnul Băieșanu. Da. Probabil se referea la ăia răi, dar el, na, s-a grăbit. Din nou, nu știu, doamne, de ce. Nu știu de ce așa grăbit dumnealui. Și nu știu de ce așa revoltat când îi se pun întrebări. Chiar proaste. Nu, că mai poate și reporterul n-are o zi bună, pune și el o întrebare care nu îi prea face cinste, poate reporterul. Domnul Pico, pe asta cu reporterul că n-are o zi bună, adică să avem pardon. Sau n-are inspirația să pună o întrebare ca lumea. Ba, stai, adică poți să ai oricând disponibilități. Sau poate are pretenția ca cel întrebat să ceapă, să știe despre ce e vorba. Nu să aștepte să-i adreseze o întrebare cap-coadă. Puteți să mă considerați cum vreți dumneavoastră, dar nici într-un caz nu mă considerați prost. Da? În momentul în care pe câte un om de ăsta politic, sau așa zis politic, îl deranjează o întrebare, automat aruncă. Bă, dar ce întrebare arunci și tu? Nu, el nu mi-a spus ce întrebare arunci. Nu am văzut asta exclusiv la domnul Băieșanu. N-am văzut asta. Am văzut în alte părți, la alții. Bă, dar ce întrebări pui? Sau dacă depinde de nivelul de cultură pe care l-ai și de cei 7 ani de acasă. Dacă ești Giovanni Becali, mai și arunci cu apă în ăla sau îl scuip sau... Da? Adică pune om o întrebare. Cum ai... Cum? Te lauzi ce parfum ai, hă? Da, de funcție de nivelul de pregătire al individului, vezi tipul de reacție. Dar nu oricând. Poate să fie o întrebare proastă. Tu ca reporter, ca moderator, ca... poate la un moment dat arunci niște întrebări proaste sau încerci să faci tocmai pentru a induce oareși ce relaxare respectivului individ, ca să-i dai direct când trebuie. Adică să-l întrebi când e cât se poate de relaxat. Asta vorbesc ca și tehnică de întreținerea unui interviu. Iar tu ești la mine, mă, parcă doarme. Te ascultam, învățam de la tine. Și atunci pot fi aceste întrebări care par proaste. Unele poate chiar sunt proaste, chiar n-ai inspirație în momentul ăla. Te trezești tu vorbind. Dar nu e în regulă. Dacă e o întrebare, e atât de elegant să nu răspund, nu? Decât comentez în fața Marii Adunări Naționale. Vă respect punctul de vedere, da, dar nu sunt de acord. Vă ascult. Care e punctul noastră de vedere? Nu comentez. Puneam ca posibil răspuns când primești o întrebare care nu te coafează foarte bine. E o expresie din asta. Așa asta ziceam. Declarațiile lui nu sunt
ale domnului Băieșanu nu mi s-au părut a fi dintre cele mai emblematice pentru el. La ce... Mi-e ciudă pentru că are potențial. Da, da, la ce potențial are? Putea face niște declarații mai ok. Mult, nu mai ok. Mult mai ok. Dar aici arată că își ghidează campania exact pe ce vrea să audă omul. Și anume, domne, binele pentru fiecare individ în pace. Și atunci cu ce a greșit? Mă așteptam la ceva mult mai sofisticat. Tu, sincer. Dar... În fine, eu. Domnul Pericope, cum ați anunțat dumneavoastră publicitate? Ia să văd. Dar de ce să anunț eu? Păi, cum ați anunțat dumneavoastră? Ca să văd cum ar putea ieși emisiunea. V-aș lăsa dumneavoastră plăcerea asta. Îngăduiți-mi acest lucru. Vă rog frumos, prezentați publicitate. Publicitate. Domnul Pricopea, dacă tot ați prezentat publicitatea, vă rog, faceți-mi introducerea și la horoscop. Te rog frumos să citești horoscopul. Am să citești și eu cu tine din alt ziar, dacă îmi faci această plăcere. Știți, poate cuiva nu-i place cum sună zodia berbecului. Din interpretarea mea, da. Așa, hai să facem. Hai, începe tu astăzi. A, vrei să încep cu doamnele întâi? Să schimbăm, nu, doamnele întâi, nu, doamnele întâi. Bine, hai, încep eu. Berbec. Mulțumim. Mulțumim. A, dumneavoastră. Mulțumim. Berbec, dimineața s-ar putea să fiți iritată din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Vă sfătuim să discutați calm și să încercați să ajungeți la o concluzie comună. Berbec, refaceți-vă puterile și îngrijiți-vă sănătatea, chiar dacă trebuie să păstrați distanța de restul lumii. Nu mai e mult și intrați din nou în luptă. Profitați cât se poate de liniște. De pace. De liniște și pace. De serenitate. Taur, puteți avea mici întârzieri cauzate de evenimente neprevăzute. Vă recomandăm să nu vă puneți mari speranțe într-o afacere ca să nu fiți dezamăgit. Taur, săptămâna a debutat în forță, a continuat la fel și sunteți la pământ. Înțeles. Aveți însă satisfacția că pe ce ați pus mâna ați făcut bine. Cine se mai miră? Așteptăm să vedem cine pe ce pune mâna, să ne sună telespectatorii. Gemeni, se pare că sunteți stresat pentru că nu primiți niciun sprijin la serviciu. Aveți grijă să nu îi jigniți pe cei din jur. La mine e altceva, e mai bine la gemenii mei. Sunteți fericit când puteți face o bucurie celor dragi. Lucru care se întâmplă astăzi, se va întâmpla astăzi. Vă este greu să fiți pe placul tuturor și cu greutate veți face un compromis ca să înnăbușiți un scandal. Opa. Rac, dimineața vă enervați la serviciu pentru că primiți sarcini suplimentare. Vă recomandăm să fiți prudent. S-ar putea ca șeful să nu fie în toane prea bune. E, și aici e mai bine la mine. Vizita unor prieteni pe care nu i-ați văzut de mult vă umple de bucurie. Iar momentul când depănați amintiri vă va face să uitați tot ce a fost greu în ultimele zile. E bine la tine. Chiar e bine. Leu, sunteți hotărât să plecați într-o călătorie de afaceri pe care ați tot amânat-o. Partenerul de viață vă reproșează că nu ați ales cel mai bun moment pentru că aveți probleme importante acasă. S-ar putea să renunțați definitiv la călătorie în urma unei discuții aprinse. Evitați excesele de orice fel. Unele, dacă vă fac fericit pe moment, trag după ele lungi zile de indispoziție. Decât așa, mai bine vă odihniți. Care îți convine? Marius. Balastru. Manșon la partea superioară, deci compas dintr-un braț cu manșon la partea superioară, de care este legat un al doilea braț, e cu întârziere, care se arcuiește și poartă un creion la trasarea de cercuri mari. E pe vechi. E cu întârziere, dar am greșit, cred că acolo. Balastru, ceva, da. Plural balastră. Fecioară. Deci, pentru desktop, fine. S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că ați cheltuit prea mult pentru un obiect de care nu era nevoie acum. Vă sfătuim să evitați speculațiile financiare pentru că există riscul să ajungeți într-o situație neplăcută. Dacă cu dragostea sunteți la pământ,
cariera se află pe o curbă ascendentă de o bună bucată de vreme. Puteți privi plin de satisfacție la cei din jur. Aveți de ce. Dacă cu. De aia am făcut pauza aia. Dacă cu, da? Dacă conduce duminică. Balanță. S-ar putea să fiți implicat într-un scandal la serviciu din cauza bârfelor unui coleg. Vă recomandăm să vă controlați reacțiile pentru că neînțelegerile se pot lămuri repede. Orgoliul dumneavoastră pe care îl puneți uneori mai presus de orice vă va da mult de furcă astăzi. Partenerul, oricât de mult v-ar aprecia, calitățile vă tolerează greu defectele din care aveți. E, unul e la fel. Da, cam așa. Scorpion, astăzi nu este indicat să circulați cu mașina pentru că există pericolul să fiți implicat într-un accident. Dacă nu aveți încotro, vă sfătuim să fiți foarte prudent. Adică să nu conduc eu? Da. Bun, deci n-am să conduc. Dar mie totuși mi apare altceva aici. Primiți mesaje contradictorii și incomplete și ca urmare tot ceea ce întreprindeți este sub semnul incertitudinii. S-ar putea să iasă ceva bun dacă vă luați numai după mintea dumneavoastră. Bă, totuși preferam partea aia. Nu știu, eu cu intuiția nu sunt prea prieten. Și cu mintea, Doamne ajută, nu știu. Unii zic că da, alții că nu. Depinde pe cine întrebi. Săgetător, începeți o lucrare de pe urma cărei aveți câștiga bine. Wow, Doamne ajută! Nu vă feriți să cereți ajutorul prietenilor dacă aveți nevoie. Vă sfătuim să discutați calm cu cei din jur ca să nu, ca să nu declanșați o ceartă. Au greșit aici. Nu mai spunem unde. Săgetător, un conflict mai vechi și-a găsit rezolvarea zilele acestea și sunteți bucuros. Nu răniți sentimentele persoanei de lângă dumneavoastră, chiar dacă de data aceasta ați ieșit învingător. Nu, n-am să rănesc. Bine. Capricorn. Dimineața este posibil să vă enervați pentru că nu aveți bani să plecați într-o călătorie în interes de familie. S-ar putea ca o rudă mai în vârstă să refuze să vă împrumute, dar vă recomandăm să nu-i faceți reproșuri. Nici nu o să vă vină a crede când veți vedea de câte sunteți în stare, dacă sunteți provocat. Iar provocat veți fi ba încă de o persoană pe care puneați mare preț. Ce o să iasă? 90-60-90, nu? Nu știu. Vărsător. 90-60-90, unde? La preț. A întrebat și conector, unde? Puneți camera pe conector să vedeți. Merge fiecare zi cu mine. Un prim plan conector. Un prim plan cu conector. Nu fugi. Stai mă acolo. Stai acolo. Deci când nu e atent, când nu e atent îl prinzi, da? Nu așa vizibil. Vă rog frumos, continuați. Vărsător. Sunteți lăudat de șefi pentru felul în care vă faceți treaba. S-ar putea să nu vă iasă o afacere din cauza unei situații nefavorabile. Vă sfătuim să evitați întâlnirile cu prietenii și să nu circulați cu mașina. Deci acolo scrie că vă sfătuim să evitați întâlnirile cu prietenii. Fii atent aici la mine ce scrie. Nu stați în casă! Ieșiți cu dușmanii! Este posibil să vă îmbogățiți anturajul cu câteva cunoștințe care v-ar putea fi extrem de folositoare, având în vedere planurile dumneavoastră de viitor. Dușmanii, nu? Dușmanii! Scopul scurs de mijloacele. Cu semnul întrebări aici. Dar nu știu dacă e... N-ar fi trebuit poate are cu semnul exclamări. Are piesă de asta cu dușmanii? Nu, nu. Nu. Și final de horoscop, pești. Aveți tendința să fiți irascibilă din cauza oboselii. Ar fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu pentru că sunteți predispus la probleme cu sănătatea. Vă sfătuim să amânați întâlnirile de afaceri. E posibil să aveți mici conflicte cu oamenii legii. Nici dispoziția de astăzi nu vă va ajuta să evitați starea de nervi care vă bântuie de câteva zile. Vin zile mai bune. Să așteptăm acum de la domnul Roșca cui horoscop preferă pe ziua de astăzi, a meu sau al tău? Nu știu. Cred că al tău. Da. Și acum încheierea, domnul Pricope. Acesta a fost horoscopul de astăzi.
Da, haideți să ne întoarcem în realitate la lucrurile care ne interesează cel mai mult și anume la presa locală de astăzi. Horoscopul ați văzut și dumneavoastră. Probabil o singură persoană care scrie horoscopul, dar este interpretat. După cum doarme, într-o zi doarme rău, într-altă zi doarme bine. Nu știu cum arată horoscopistul ăsta de serviciu, dar câteodată o dă rău de tot cu fasole, nu? Adică, ce mai la deal la vale? Bășcălie birocratică pe seama fostului sectoral poliției de frontieră, Vicov. Sindicatul polițiștilor, de parcă această instituție chiar ar funcționa. Deci sindicatul chiar funcționează. Pe bune vă spun. La fiecare pichetare, ei, polițiștii și polițiștii de frontieră, reprezintă cel puțin un sfert, dacă nu chiar uneori jumătate din sindicaliștii care vin la pichetări. Deci sunt tot mai prezenți la manifestări. Păi să vină la o emisiune, să începem să-i cunoaștem. Vă dau numerele lor de telefon. Să vină vocal, să spună care sunt problemele. Dacă ei pichetează, înseamnă că au nemulțumiri. Dacă o treime sau un sfert, înseamnă că sunt nemulțumiți. Înseamnă că sunt probleme. Păi haideți că putem discuta, niciun fel de problemă. Eu nu decât de știu când ajunge la discuții. Dar stai că nu pot, dar chiar mă înregistrez, dar chiar... Depinde, na, într-adevăr la poliția de frontieră a fost o oarece problemă de imagine. Fostul lider sindical, un tip foarte vocal, bine pregătit, totuși a făcut parte din lotul celor 80 din poliția de frontieră. Lotul celor 80 sau... care, na, fie vorba între noi, deja nu mai sunt 80, ci acasă vă 50, nu sunt 50, sunt 30. Stai să vedem că și cum îl cheamă pe ăla, ciripitorul numărul 1, Mădălin Ionescu, da, s-a mai potolit și el, stai că de fapt parcă n-a zis chiar așa. Aia n-a zis. Mâine, păi mine, vedem că de fapt n-a fost foarte, nimic. A fost omul făcut niște faze foarte urâte, pentru că el nu doar că a înregistrat, pur și simplu îi instiga pe ăia. Păi asta zic. Și asta este la limita, asta este la limită, dacă nu chiar a depășit limitele. Vom vedea. Și în plus a mai făcut niște faze urâte moral, adică a descoperit la un moment dat și niște legături din astea extraconjugale între un niște angajați de acolo din zona aia, nu intru în amănunte, și s-a dus cu înregistrările. Stai, Angela. Auzit relații extraconjugale? Și s-a dus cu înregistrările respective la soțul doamnei care era în coronaș. Băi, de niște faze foarte urâte a făcut. Rușinică. Deci nu, că dacă ai o problemă, o prezinți în instanță, e pe caz, dar foarte urât, niște faze din alea de... Deci să înțelegem că acest Mădălin lucra foarte a urât. Fost un fel de dracu în bătătură, nu? Nu știu dacă e chiar dracu, sunt și persoane și mai aiurea decât... Conector original. Nu știu dacă... Nu? Așa, dar cine? Sunt persoane mai... aiurea că în sistemul ăla, dar nu m-ar mira. În fine, revenind la ceea ce de unde pornisem noi. Deci spuneți dumneavoastră că sindicatul polițiștilor chiar funcționează, da? Da. Chiar e în regulă. Acum au un nou șef. Asta văd că se implică. Dar cum vine asta cu bășcălie birocratică pe seama fostului sectoral pentru că am explicat în conținutul articolului de ce zic eu că e bășcălie. Tu spui la un moment dat că, domnule, infracționalitatea a scăzut, dar de fapt pe zona de interes, pe comunele alea din zona de frontieră, unde era SPF Vicov înainte, sectorul poliției de frontieră, da, Vicov, infracționalitatea a crescut enorm de mult și culmea ce a crescut foarte mult, a crescut alea cu aneuri, adică autori necunoscuți. Ceea ce înseamnă că e deja un fenomen care scapă de sub control, creșterea infracțiunii cu aneuri. Astfel de indicatori au determinat reînființarea posturilor de poliție rurală. Că știți, s-au reorganizat și poliția și poliția de frontieră. Adică pentru poliția națională, când vine vorba de reînființarea posturilor de poliție comunale în fiecare comună, indicatorii ăștia sunt ok. Când aceiași indicatori sunt la poliția de frontieră și îți spune, bă, ai o problemă în zona aia, reînființează sectorul ăla.
de poliție, că poate altfel îi grupezi pe oameni, altfel îi motivezi. Nu? Acolo indicatorii aia sunt chipurile contraargumente. Deși ți-o crescut cu 600% în fracțiune cu autor necunoscut, adică de la an la an să-ți crească cu atât de mult, e enorm. Nu știu, înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră și încă o dată sunt lămurit. Și mie mi se pare că fac deciziile de bășcălie. În plus, e foarte interesant și ceea ce mi-a spus liderul sindical și de asta cred că de data asta liderul sindical are dreptate, că la poliție s-a putut reveni la vechiul sistem sau într-o oarecare măsură la vechiul sistem și pentru faptul că s-a schimbat conducerea națională a Inspectoratului General al Poliției. La nivelul poliției de frontieră nu e aceeași conducere. Dacă ăștia revin la vechiul organizare cu sectoare mai multe de poliție de frontieră, e ca și cum ar admite că proiectul lor a fost prost. Ori nu poți să admiți tu, din momentul în care ai rămas pe funcție, că proiectul tău e greșit. Încă o dată m-am lămurit, domnul Pricope, că decizia luată din vârf de pix, dintr-un birou de undeva din București, nu poate fi decât proastă. Pentru că jonglează practic cu cifrele după cum le convine sau nu le convine unora, nu? E da. Cât se poate de simplu. Stați că vrea să spună ceva, e foarte inteligent, Angela. Publicitate. Da, partea finală a emisiunii noastre. Nu mă hazardez, spun câte minute mai avem. Mai avem. Că mai avem. Citeam din monitorul de Suceava, bine, un subiect care, cum să spun, clar discutat, mai ales de către sucevenii care chiar au probleme pe această linie. E vorba de calvarul sucevenilor din blocurile unde vecinii au uitat să mai plătească ce consumă. Ținuți în frig și fără apă caldă de aproape o lună de zile, mii de suceveni care sunt cu plățile la zi au de suferit pentru că unii dintre vecinii lor nu au plătit nimic mai bine de 10 ani de zile, unii chiar și mai mult. Și sunt date și exemple cu nume de persoane care sunt în această situație. 200 de milioane de, n-am să dau numele, am să spun doar atât, 200 de milioane de lei vechi, 190 de milioane, 240 de milioane, 150 de milioane, 430 de milioane, 420 de milioane. Adică sunt situații, din punctul meu de vedere, ieșite din comun, duse în extremă. 400 de milioane de lei vechi mi se pare o sumă mult prea mare, aș zice eu, nejustificat de mare odată, deci lucrurile sunt scăpate de sub control din mai multe puncte de vedere. Ca să ajungi să ai o datorie de 400 de milioane de lei în 10 ani înseamnă câte 4 milioane de lei pe an sau cum? 40 de milioane pe an. 40 de milioane pe an, da? Împărțind 40 de milioane pe an, asta înseamnă 4 milioane de lei pe lună, nu? Au 3 și ceva. 3 milioane și ceva. Asta înseamnă 3,200, enorm. Adică 3,300 pe lună. Ăsta trebuia să aibă căldură de BH în lunile de iarnă și nu e exclus ca în lunile de iarnă să fie avut, să curgă grâna. Nu e exclus ca în lunile de iarnă să fie avut facturi de 4-5 milioane. Problema este și de penalități, pentru că în debitele alea se calculează penalități. Dar dacă 2-3 ani nu ai plătit nimic la asociație, deja plătești aproape dublu. Păi da, normal că ți se calculează penalități și normal să ți se calculeze penalități. Bun, nu știu cât care și cuantumul, dar nu poți, adică pe tine oricine dacă întârzi la plată îți ia penalități, dar la asociație să nu ți se calculeze, de ce? N-am nimic cu sau pentru asociațiile de proprietari, dar înțeleg într-un fel să calculeze și ei atâta penalități, că până la urmă și ei la rândul lor plătesc penalități, așa că păi, una e una, alta e alta. No, eu vreau să scot în evidență următorul lucru, că nu se poate să treacă 10 ani de zile și abia după 10 ani de zile, vai, uite, ăsta are
400 de milioane în 10 ani de zile n-a plătit nimic. Dom'le, în relația cu băncile sau cu o firmă de asta care face un leasing, nu ai plătit o lună, bă, s-o fi întâmplat, o fi plecat în concediu, uita de mine. N-ai plătit a doua lună, deja a treia lună au venit și ți-au ridicat mașina. Ți-au ridicat bunurile. Recuperează repede. Nu așteaptă 10 ani de zile să ajungi într-o situație delicată. Și să sufere și alții pe aici. Lângă. Discutăm de nepăsarea. De nepăsarea cui? De nepăsarea celor care se ocupă de lucrurile astea. Adică mă gândesc eu un președinte de asociație. Adică bă, îl vezi pe ăsta că nu plătește. Bă, nu plătește o lună, două, trei. Bun, vine a patra lună, plătește tot din urmă. A, omul ăsta lucrează acolo, mai nu știu ce. Dar să lași tu atâta vreme situația scăpată de sub control și să vii amași să spui na, păi ăla n-a plătit atâta. După aia e în răspăr. Din valoarea aia, jumătate e penalitate. N-a avut omul să plătească, a văzut că nu-l ia nimeni, nu-l trage nimeni de brăcinari. Dom'le, am bani de medicamente sau nu știu. O clipă. O secundă, vreau să mai spun un lucru. Plus că un fenomen foarte dureros, asta este cât se poate de clar, cei care de regulă au mai puțin bani, pe ei pică și măgăreața. Au fost ultimii care și-au montat apometre și au plătit apa, pierderile tuturor celorlalți. Ei au avut ultimii să-și pună repartitoare de cost și au plătit până atunci toate pierderile de la el alții. Și așa mai departe. Adică chiar nu președinții ăștia de asociație nu gândesc deloc bine. Părerea mea clară și greu de modificat. Cum era filmul ăla, greu de ucis, la mine e greu de modificat părerea. E din pic, s-au făcut ei acolo. Dom'le, dar 10 ani să-l lași pe ăsta să nu-l întreb. Dom'le, dar ce s-a întâmplat? Poate preferi, da? Poate preferi să te debranșăm separat, să dezblindăm robineția aia de apă caldă. Poate preferi să îți închidem caloriferele, dacă n-ai bani. După cum văd eu, toate cazurile pe care le prezintă ziarul Monitorul sunt din Burdujeni. Mai sunt cazuri tot din astea și în oraș. Eu dar am ce, scris... în oraș n-au voie să fie? Ba da, sunt cazuri plătesc foarte multe. Nu știu de ce s-au axat pe Burdujeni, însă e foarte interesant și nu știu dacă surprinde aspectul ăsta. Toți datornicii ăștia sunt la asociații mari. Adică la asociații cu 7, 800, 1000, 1500 de apartamente de asociații. De regulă sunt asociații cu multe probleme, greu de gestionat și ar putea fi o pledoarie pentru înființarea unor asociații care să aibă maxim 5-600 de apartamente, pentru că sunt situații când poți să gestionezi și cu 800. Dar e tot mai greu, e tot mai greu, pentru că de multe ori ai în aceeași asociație un bloc cu oameni buni, platnici, și un bloc în care oamenii nu au posibilități de plată sau nu au dorință să plătească. Dar contractul cu termica pentru furnizarea energiei pe nivel de asociație. Nu există contract individual. Păi da. Dar și atunci termica acționează conform legii, în baza contractului, și îți debranșează toată asociația. Păi eu de asta zic, problema nu e în curte la termica, problema este în curtea asociațiilor de proprietari. Da, să știți că și termica. Că termica are poate partea ei de vină. Piciorul în prag pentru a face niște contracte individuale, măcar la asociațiile mici, să se stimuleze treaba, să arate, uite domnule, se poate. Așa numai să arunci vina doar pe asociațiile de proprietari, nu-i corect. Pentru că sunt unii care își fac treaba, sunt unii care nu au ce face. E corect cum a făcut domnul Băieșanu acum două săptămâni, nu când solicita ca să se facă ceva și da, toată lumea să primească apă caldă și căldură, nu? Grat. Că vine alegerile. Da, că vine alegerile. Asta e... Da? E mai bun așa, nu? Nu-i bine, eu n-am spus că e bine ce vrea domnul Băieșanu și nici n-am chef să-l aduc în discuție pe el. Dar nu are nicio treabă. Nicio treabă, nicio vină. El candidează. Punct. Da.
Situația de aici este expresia foarte clară că sunt asociații și cel puțin în Burdujeni e valabilă situația asta în care e preferabil să fie, să fie sparte asociațiile astea. În asociații mai mici, grupate pe mai funcționale, 5 blocuri, 10, 20 de blocuri, pe 100, 2, 3, 500 de apartamente, pentru că acolo sunt asociații, majoritatea cel puțin de la 500 de apartamente în sus. Sunt câteva pe la gară care sunt la nivel de bloc, de garsoniere sau 2, 3 blocuri și nu depășesc. Dar în rest, sunt asociații Mamut, unde 38, de exemplu, e a treia din oraș ca mărime, sau a doua. Domnul Pricope, până la urmă, păstrând proporții. Și uite că suferă o întreagă asociație, deși acolo, din ce am vorbit eu cu doamna Galan, eu am înțeles Galan, dar mă rog, doamna Adriana, nu e chiar situația chiar așa de reală la toate apartamentele. În contra, sunt unii chiar buni platni sau, mă rog, restanțe de o lună, ce e o lună, adică o poți plăti. Nu e 100 o lună nici măcar nu-i restat. Da, e... O mică întârziere. O mică întârziere, un debit, nu-i debit restant. Restanțele le gândești ori la 90 de zile, ori la 45 de zile. Depinde de cum... Depinde de tipul de contract pe care le. Da, depinde corect. Depinde cum ai făcut contractul. Așa se poate socotiza pe restant. Și îmi spunea doamna Galan că sunt și buni platnici. Bine, în plus la ea, din ce mi-aduc eu aminte... La dumneaia e problema aia cu firmele care n-au plătit. Au spații comerciale foarte mari, n-au plătit de ani de zile. Nu știu cum s-au ocupat de ele, dacă s-au ocupat, dacă a avut sau nu sprijin de la primărie pentru a rezolva problema aia, de la CET, de la Termica, iarăși. Problema nu e numai în curtea asociațiilor de proprietari. Și cea mai bună soluție ar fi semnarea unor contracte individuale care să-ți permită ție Termica sau ție ACET când asociația îți indică, băi, eu nu pot ție plăti pentru domnul că nu încasez de la... Să-ți permită este ție imposibil, să intre în este imposibil să semnezi pe actuala infrastructură să semnezi contracte individuale. Ba da. Să semnezi contractul, da, dar să sistezi furnizarea... Și pe actuala infrastructură e posibil. E mai greu, dar e posibil. Cel mai simplu, într-adevăr, ar trebui să schimbi toată infrastructura în bloc, despre furnizarea să aici fie pe orizontală, nu pe verticală, cum e acum. Despre ce vorbim aici, deci... Nu, eu rămân la ideea mea. Dar e posibil, dacă îți dă voie să intri în apartament... De tip dunguță pe creier, știți? Asta e ideea mea, că pe actuala infrastructură și pe tot ce acum e imposibil. Problema mea e alta. Dacă îți dă voie să intri în apartament, e posibil. Și chiar dacă nu-ți dă, intri cu mandat, prietenă, și până la urmă... Aici vezi, asta e diferența. Dacă ai contract individual, nu mai ai nevoie de hotărâre judecătorească. Dacă n-ai contract individual, du-te tu în instanță și în 2-3 ani vedem. Da, te judeci. De acord, problemele păi sunt... asta e toată problemele, aici. Problemele sunt majore pe linia asta. În schimb, eu unul zic doar atât. În mod esențial, așa cum am zis-o și cu criza și începe deja multă lume să-mi dea dreptate, criza a fost generată și e întreținută de bănci, punct. Aici. Dar nu lumea trebuie să dea dreptate. Aici, în cazul datoriilor către Termica, neimplicarea sau proasta implicare sau implicarea de fațadă a conducerilor asociațiilor de proprietari a generat această situație, ca un om să nu plătească de 10 ani de zile. Deci, scurt, nu mai are sens, că n-a vrut, că n-a putut, că nu știu ce, neimplicarea sau proasta implicarea asociației de proprietari a dus la varianta asta. După primul an, asociația de proprietari, domne, când toți se întrunesc aici și se pupă și se alege nou președinte, păi ce facem cu situația lui X, Y și Z? Uite unde ne poate duce. Nu. Sau 10 ani de zile, nu știu, poate veneau și mai câștiga așa voturi, că așa e în tenis. Aproape 9000 de pachete de țigări și 3 contrabandiști din 8 focuri. Era aia dintr-un foc, da. Aici din 8 focuri, dar 9000 de pachete de țigări e oareși ce? Dar s-ar putea să fie cam puțin 9000 de pachete de țigări, asta cum înseamnă? 90 de...
Nu, 900 de cartușe. 900 de cartușe, vreo 3 baxuri? Vreo 3 baxuri. O, puțin. Da, vrăjeală. Da, așa că nu mai... Dacă le cari, 3 sau 5 baxuri câte sunt aici. În fine, dacă le cari, nu mai e chiar așa de puțin. Și dacă și încasezi... Păi când încasezi, acolo e altă poveste. La cărat, 3 baxuri, domnul Pricope. Mă prind. Sucevenii vor plăti dări nemajorate, ne anunță Craiovul de astăzi. Dacă populația își achită cu greu actualele obligații, cu atât mai greu le va putea plăti pe cele majorate, este de părere primarul Ion Lungu. Asta e apropo de ce va fi anul viitor. Asta anunță și obiectivul de astăzi. Ia să căutăm și monitorul unde anunță chestia asta. Ei, nu anunță, repede, ia să vedem la mică publicitate. Poate anunță, poate anunță aici. Băi, la mică publicitate, în ce zi mi-au arătat colegii la radio la un moment dat, dar genială, mă! Partidul Socialist Muncitoresc Comunist, candidați? Așa, caută candidați. Dar nu știu dacă e Socialist Muncitoresc, dacă nu era al verzilor. Pe verzilor, negrilor. Era negrilor, tu plăcați. Mai este ăla, la angajare era trecut. Aia era, cum să spun, super tare. Săptămâna trecută, nu? Vedeți, stimați spectatori, de ce este bine să pune, când puneți mâna pe ziarele astea, varianta tipărită, să aruncați un ochi și pe tot ceea ce înseamnă, cum îi zice, mică publicitate? Mică publicitate, da. Despre ce vorbim? Asta este. Da. Poza cu 9000 de pachete de țigări nu arată ce care e. Dom'le, au un... lucrează după niște norme băieții ăștia. Pe bune. Tu ai văzut? Deci întotdeauna sunt în cutii negre, adică baxurile sunt în Craiovul de astăzi. Nu mai e acolo? Nu mai e niciun exemplar? Le-am mâncat pe toate, mă. Ce am făcut, bă, cu zerele? Da. Deci 9000 de pachete, dar sunt învelite așa cumva în saci de aia de gunoi, nu? Bun, nu că ar fi mare diferență de țigări, că nu-s bune țigări la nimic, e clar. Da, sunt de regulă ambalate așa cu negru. Vedeți dumneavoastră cum apare aici în poză, da? Cum arată toți cu degetul, cum arăt și eu cu degetul, mă, în poză, da? Cum arăt cu degetul în poză, așa. Ia cadrul mai larg așa, cum arăt. Nu-i frumos să arăți cu degetul, dar arăt și eu precum toți ceilalți, da? Pam, pam. Deci saci negri, dar și trei contrabandiști, toți trei. Trei doamne și toți trei. Ia-o prins pe ăștia și mai pun să arate și cu degetul. Of. Mamă, ce n-am fost? Polițist sau șef de post, nu? Pădurar sau șef de post? Pădurar sau șef de post. Chiar mă, ce fac pădurar și șef de post la ora asta? Da. Se pregătesc pentru iarnă. Beau cafeluța, nu? Cafeluța, da. Cafeluța de dimineață. Se uită la noi la televizor și bă, nu zică și de noi. Să nu zică și de noi că... Deci pădurar sau șef de post? Ok. Perspectivă sumbră pentru economia suceveană. Asta spune doamna Aghiorghicesei, doamna Liliana Aghiorghicesei. Ar trebui să se discute cu noi despre cum ne descurcăm în actuala situație fiscală și pe terenul economic mlăștinos în care ne aflăm, sublinează președinta Federației Patronale a IMM-urilor, Liliana Aghiorghicesei. Ce să din mai zic? Din păcate, eu în fiecare an văd asemenea mesaj de la doamna Aghiorghicesei și nu negă veridicitatea informațiilor. Fals. Da, exact. Sunt informații verosimile sau chiar veridice. Da. E un fel de bilanț? Dar... Nu, bilanțul e un pic mai încolo, când e și cu CCI-ul, cu finalul de an, când iarăși se împart mii de premii, toate firmele sunt premiate. Hai, avem... Dacă te uiți la o prezentare de aia, zici că în județul Suceava s-a inventat economia mondială. Totul e la superlativ. Eu nu zic că nu sunt unii care fac bani. Bani, serioși. Chiar și în perioada asta de criză, da? Iar ați avut un vorba lui domnul Iftode. Da, dar eu zgârcit. Omul recunoscut. Nu? Dar e mișto așa, zgârcit. Da, ok. De asta... Omul recunoscut. Da. Bine, am glumit.
Oarecum da. El are dreptate în felul lui. Eu am mai scris odată. Noi inițial credeam că asta, molul ăla pa lui, e băie, ce megalomanie, ce să faci mol acolo, nu știu ce. Și l-am sunat cu vreo 2 ani în urmă și m-a rugat să mai aștept o săptămână, că el nu era în țară sau nu știu ce, în fine, da. Era. Și am așteptat o săptămână și m-a invitat atunci la el, am stat, am discutat și mi-a explicat atunci povestea care v-a spus-o și dumneavoastră, cu Bila, cu asta. Bun, ieri a spus-o în direct, eu tot așa, cu vreo 2 ani, am aflat-o și eu. Și da. Am rămas uimit că omul totuși el trăia cu speranța că rezolvă în cel mult un an problema și deschide. Și eu m-am uitat atunci, am zis, bă, dar ăsta chiar e bolnav de optimism, am zis, ce, cum se rezolvă într-un an de zile dacă e criza peste noi, e, tu mai deschizi încă un mall într-un an? Și el mi-a explicat cum o să favorizeze el producătorii și asta, văd că ideea a rămas aceeași în mare. Nici eu am urmărit ieri emisiunea. Dar totuși termenele cred că ar trebui să fie un pic mai lax, mai larg așa, pentru că domnule, acolo la cum se mișcă treaba în economie, nu s-a văzut, nu poți într-un an să rezolvi treaba. Îți mai trebuie un an jumate, doi. Dacă apare un studiu de piață și îți spune că tu într-un an pornești o afacere și o bagi mare și să știi că de fapt tu în 2 ani. Pentru că așa mai apar niște tălpi, niște probleme. Eu nu mă gândesc la următorul aspect, domnul Pricope, că acolo chiar s-ar putea face lucruri extraordinare. În schimb, probabil că strategia de abordare, dacă va fi una super deșteaptă, va avea și succes. Dar acum știți foarte bine, ideile bune se vând pe bani grei. Adică dacă ideea mea mi se pare genială, o vând pe bani grei. Și chiar și la oameni zgârciți. Care e ideea ta? Da, nu, o spun așa, personal. Nu o spun în direct. Nu, nu o spun în direct. Nu o spun în direct. În prima fază ar trebui acolo... În prima fază ar trebui nu numai... Adică de atras clientela la niște prețuri derizori. Clientela mă refer la cei care să închirieze spații. Da? Deci, la niște scoruri, cât să îți asigure întreținerea clădirii. S-ar putea ca acele costuri să fie aparent destul de ridicate. Efectiv, pentru întreținerea clădirii. Până se va crea vadul comercial. După ce ai creat vadul comercial, ai creat ceea ce e de fapt problema, și anume clientela. Dar el nu are prețuri mari la chimie. Da, așa a spus și el, nu? Da, dar s-ar putea ca ceea ce spuneți dumneavoastră, că el nu are prețuri mari la chirie, pentru orice potențial nou client sau oricine să-i se pare o cheltuială grea. Da, acolo trebuie să atragem în primul rând măcar un 10-15 standuri și să fie ceva mare. Adică dacă închiriez eu, da, în Pricope, un stand, ca și singurul om care funcționează, care am acolo un spațiu comercial, e catastrofă, adică cine vine acolo? Dacă îți vin vreo 10-15 și e sub un brand toată treaba, e altceva. Acolo clar, trebuie de început în forță și ceea ce am văzut și e de bine, nu a ignorat niciun domeniu. Dom'le, frizerie cu afort, ok, frizerie cu afort, de asta, ok. Cât mai multe, să se strângă cât mai multe la suprafața pe care o are, aproximativ un hectar, nu? Aproape un hectar. Când va fi deschis și ultimul etaj, păi dați-mi voie, dar cetățenii din Burdujeni se pot acoperi oricând de ploaie, de frig, de vânt, de stau, se joacă, stau, mănâncă, adică se poate face într-adevăr o chestie extraordinară și în definitiv și la urma urmei e de salutat o genul ăsta de investiție. Haideți să spunem altceva, că producătorii de carne, de preparate din carne, vor să crească prețurile până la Crăciun cu 10%. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Super tare, nu? Era de așteptat, oare? Da.
Dar la noi așa e, ca la nimeni. Adică în toate țările de Crăciun se ieftinesc produsele de Crăciun. Numai la noi de Crăciun cresc produsele, crește prețul la carne, crește prețul. Atunci se cumpără mai mult. E bune, deci la, e ca la noi, e la nimeni. Dar și ce în alte părți, nu tot așa, atunci se cumpără. Carnea de porc s-ar putea scumpi cu până la 15%. În România, în apropierea sărbătorilor de iarnă, se taie 3 milioane de porci în fundul curții. Păi, dacă s-ar ieftini cu 15%, nu s-ar mai tăia 3 milioane. Și atunci se dereglează piața în mod direct. Probabil că prețurile la acești porci pe care îi taie țăranii vor fi, ca în fiecare an, mai mari decât cele care vindem noi la ora actuală, a declarat Ioan Ladoși, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. El a afirmat că prețurile ar putea crește până la Crăciun cu maxim 15%, pentru că piața nu suportă majorări mai mari. Cu alte cuvinte, cumpărătorul. Cât 15% am pus? Te bă acasă, mă. Ia-ți carnea ta, tu te acasă. Așa. Ceea ce este interesant și cu asta, asta e ultima informație pe care vă mai furnizez în acea... Asta nu, nu e ultima. Nu e ultima. Penultima. La ultima. Hai că vedem. România importă 70% din legume. Da, deci noi păpăm 100 de legume. 70 le importăm. În timp ce produse românești, adică alea care sunt curte la noi și care le, așa, da? Alea nu ajung pe piață. Mișto, nu? Da, e tragic. Asta e unul din efectele pentru care... Globalizării, nu? Nu globalizării, unul din efectele desființării asocierilor. Mm-hmm. Pe bune, te-ai rezumat... Putea să îmbunătățească denumirea asta, să rebranduiască și să menții... Da, pe bune, da, era o strategie da, interesantă. Aveți dreptate. Rebranduire, da. Și să mențină într-o formă sau alta majoritatea asocierilor, chiar și cu diminuarea suprafețelor de teren. Era importantă menținerea ideii de asociere. Era extraordinar de important. Acum avem o economie din asta agricolă de subzistență. Omul își produce în bătătură cât are nevoie. Uneori produce peste nevoile lui, că na, dacă are un an bun, nu poți să controleze. Cum a fost anul trecut? Da, produce da. Peste nevoile lui. A, o să facă mai multe murături, o să pună mai multe borcane, zacuscă, o să facă mai multe, că aia ține mai mult. Și, nu știu, în fine, își vede el de treaba lui. Uh-huh. Și pentru că nu sunt centre de colectare, măcar asocieri care să vizeze colectarea legumelor, care sunt produse chiar în bio, doar că n-au certificat, că e greu să obțin, dar alea sunt bio, deci clar, nu, măcar asta dacă ar fi, dar nu e. Și pentru că nu sunt, ajungem să importăm. Uh-huh. Că nu sunt centre de colectare, nici pentru legume, nici pentru cereale. Eu trăiesc cu ideea că așa, noi... Decât așa, 1-2 la nivel de... Nu știu. Ai văzut? Deci s-a așezat Angela pe canapea lângă tine, pac, a apărut Daniel. Da? S-a văzut de dimineață. Deci de dimineață, a legat de dimineață și acum... Să sperăm că nu vine și soția. Soția mai e la televizor? Nu știu. Am să vorbesc. Sperăm că nu. Eu o salut și îi doresc o zi frumoasă. Deja a plecat la seara. Da, deci asta e cu 70% înlămurit-o. Ce să mai spunem? Ar mai fi asta cu 6 persoane reținute în dosarul fraudei bancare uriașe la București, dar acolo e la alt nivel. Da, noi avem un sucevean de-a nostru care a tras o țapă în state. Comentariul meu despre Rădăuțeanul Daniel Morar e o singură chestie. Bravo lui! Bă, dacă reușești să-i păcălească pe americani, am achet care de plătit. Da, bă, da-i. Deci nu l-a prostit pe Georgel din fundul curții. Adică, băi, stai că ți-ai 10.000 de euro și te scap din nu știu ce treabă sau așa. Bă, a păcălit statul american. Deci, respect! Da, acum, normal, arestat 29 de zile, pleacă în partea aia, în altă, e nasol, adică cu justiția americană chiar nu te pui. Chiar e nasol. Chiar mi-e milă. Da, bă, da. Deci să prostești statul român, din punctul meu de vedere, nu că e ușor. Dacă ai acces, știi pe cine, vorba lui Toma Caragiu, dacă știi pe cineva undeva, acolo sus,
normal că până la urmă o rezolvi. Bă, dar să păcălești statul american, trebuie să fii meșter. Nu? Păi acolo nu trebuie să știi pe cineva acolo sus. Ei sunt destul de mulți americani și mulți din ei sunt americani. Cine suntem noi în fața oglinzii? A, uite, că... Că se mai întâmplă și se întâmplă să... Stimați telespectatori, atât pentru această ediție. Ne-am făcut iarăși de cap. Da, tot vine sfârșitul ăsta de săptămână. Eu sper să fie unul cât se poate de bun. Nu uitați, până marți avem și temperaturi frumoase cu peste 10 grade ziua. După aia, gata. Pregătiți în weekendul ăsta, faceți rocada la haine. Da? Le aduceți palea mai călduroase un pic mai în față. Tricourile mai în spate. Pentru că de săptămâna viitoare, clar, odată cu începerea campaniei electorale, bănuiesc, dă și frigul peste România noastră. Dă o căldură gratis, nu ai auzit eu. A, mă, mai leș. Domnul Pricope, vă mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață. Mulțumesc și eu. Domnișoara Angela și dumneavoastră, vă mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață. Oricând, cu plăcere, și în această seară, 21:30, seara pe deal, Bucovina TV. Ediție specială? Ediție de... Ediție. Cine? Nu. Cine? De colecție? Cine? Dacă nu greșesc, domnul deputat Ioan Balan. Nu greși. Nu greșesc. Așa. Dă un telefon și vezi. Da, sunt după. Vor vedea eu pe bandă. Eu, spre exemplu, știu doar atât, că după emisiunea noastră încep știrile Bucovina TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.